Îndemnăm și pe alți colegi ca să o facă. Și noi, într-adevăr, vrem să avem un partid de viitor, nu un partid, un proiect politic pentru, doar pentru alegerile de acum sau de anul viitor. Nu avem nevoie de așa proiecte. Vrem să construim un partid în care fiecare să-și aducă cotizațiile de membru, să-și aducă donații, să vină cu aport personal, voluntariat. Pe așa principii vrem să construim. Sunt foarte mulți oameni dezamăgiți, sunt oameni care nu mai cred în politică, sunt oameni care nu cred în politicieni. Poate 90% de oameni în toată țara noastră. Însă noi totuși trebuie să mergem înainte, trebuie să consolidăm puterea și să aducem schimbarea. Toți așteaptă anumite schimbări, toți așteaptă reforme, toți așteaptă să aibă o bucată de pâine, să aibă cu ce duce, să ducă copiii la școală. Să se alăture nouă, pentru unul vă face schimbare. Bine, vă mulțumesc.